După probele de talent a venit și rândul sportului în cadrul competiției tinereții. Elevii s-au reunit astăzi la start, susținuți de colegii lor. Prima probă a fost cea de ștafetă. La ștafetă, clasamentul a fost următorul: pe locul 1, Liceul Tudor Arghezi, pe locul 2, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuș și pe locul 3, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate. A doua probă a reprezentat-o trasul Frânghiei, iar întrecerea a fost extrem de aprinsă. Și această probă a fost câștigată de echipa Liceului Tudor Arghezi, urmată de colegiile naționale Elena Cuza și frații Buzești. Ultima probă a fost și cea mai aplaudată, întrecerea majoretelor. Și aici s-a păstrat clasamentul de la Frânghie. A câștigat echipa Liceului Tudor Arghezi, urmată de colegiile naționale Elena Cuza și frații Buzești. În clasamentul general, primul loc a revenit Liceului Tudor Arghezi, urmat de colegiile naționale Elena Cuza și frații Buzești.